Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom discuta despre mai multe companii. Pentru început ne vom uita la Socep. Ieri a avut o scădere de 10% doar că pe sfârșitul zilei și a revenit. Asta a făcut ca prețul să scadă cu doar 4,17%. În acest moment când filmez eu a mai scăzut cu 1,74%, ceea ce a făcut ca prețul să ajungă pe la 1,13 lei. Puteți să vedeți și voi ce s-a întâmplat cu compania pe perioada de 5 zile. Vă spuneam zilele trecute că nu știu câtă forță mai avem de a urca pentru că deja urcasem destul de mult. Ne-am luat o respingere de aici de sus iar prețul a început să scadă. Uitați că vă spuneam că ne-am dus destul de mult de la 1.34 ne-am dus până pe la 1.04 aproape de un leu. După aceea și-a mai revenit puțin dar în acest moment vom vedea inclusiv până vineri, ce se mai întâmplă cu SOCEP. Va avea loc și majorarea de capital, pentru cine nu știe. V-am spus și în videoclipurile trecute. Din punctul meu de vedere, suntem în acest moment într-o poziție periculoasă. Putem să mergem destul de mult la vale, dar în același timp putem urca destul de mult. Momentan, mare, mare atenție dacă investiți în SOCEP. Fondul proprietatea astăzi este pe plus cu 0,54%. Ieri la sfârșitul zilei a înregistrat o scădere de 5,13%, destul de mult. Uitați-vă și voi ce s-a întâmplat cu compania pe ultimele 15 zile. A mers lateral e efectiv între 2,01 și 2,04. Iar după aceea am scăzut destul de mult până pe aici pe la 1,86. Fondul proprietatea nu a crescut la fel de mult ca alte companii pe timeframe-ul de 3 ani, dar în acest moment, având în vedere scăderea care este de aici de la 2,15 de unde a fost maximul și până în acest moment la 1,86, pentru cine dorește să cumpere acțiuni ar putea cumpăra, dar mă aștept ca prețul să mai scadă ceva. Rămâne de văzut asta în timp, evident, pentru că nu putem estima așa pe o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că la bursă ați văzut și voi ba crește cu 10%, ba scade cu 5%, ba crește cu 4%, ba scade cu 2% și așa mai departe. Trebuie să vedem chestia asta în timp, adică la sfârșitul săptămânii vom vedea cel mai bine cum s-au descurcat companiile în această săptămână. Majoritatea companiilor da, în care noi am investit sau pe care le urmărim, sub bărâcapă, am niște vești destul de interesante. Numai ieri a crescut cu 8,68% destul de mult, zic eu, adică o creștere destul de interesantă. Dar dacă ne uităm puțin pe ultimul an, vom avea parte de niște lucruri destul de interesante, iar dacă dăm pe perioada de 3 ani, vom observa o creștere extrem de mare în anul 2020, iar după aceea ne-am mișcat puțin lateral aici sus și din anul 2021 din, să spunem, septembrie-octombrie, am început scăderea, dar nu am început-o direct, am început-o în trepte, vedeți, am urcat, am scăzut, am urcat, am scăzut și așa mai departe, iar în acest moment pare că ne revenim, mare atenție, pare că ne revenim. Dar nu știu ce să spun 100% despre asta, puteți să-mi scrieți și voi părerea în comentarii, să vedem ce părere aveți și voi. Eu zic că în timp totul se va aranja, compania o să-și revină, Poate vom merge către 2 lei, dar probabil asta în câteva luni. Mare atenție la SIF Hoteluri ESA, pentru că numai astăzi a scăzut cu 15%. Destul de mult, dacă mă întrebați pe mine, având în vedere creșterea care a avut loc zilele trecute. Este o companie riscantă, sincer să vă spun. Interesați-vă foarte bine dacă doriți să investiți în această companie. Eu nu mă bag în astfel de companii, mă duc în companii mult mai solide. Au scris și colegii prin comentarii la videoclipurile trecute când am mai discutat despre sif hoteluri niște lucruri interesante. Ați putea intra să vă uitați ca să vedeți despre ce este vorba. Suntem în acest moment pe nuclear electrica pe timeframe-ul de un an. Și să vă spun sincer, nu-mi place ceea ce văd. Dacă dăm pe perioada de 15 zile, am discutat despre această mișcare laterală împreună cu scăderea accentuată, iar în acest moment face exact ce vă spuneam zilele trecute. A avut o mișcare laterală și v-am spus că s-ar putea să fie mai mare decât cea anterioară, ceea ce s-a și întâmplat, iar mai devreme sau mai târziu a avut loc această scădere de la 44,5 la 43,6 de aproximativ un leu. În acest moment suntem într-o poziție destul de periculoasă, vom vedea probabil spre vineri, mai avem două zile la dispoziție să vedem cum se descurcă nuclear electrica, iar dacă merge spre 40 de lei ar fi un moment destul de bun pentru a cumpăra acțiuni. Nu mai este foarte mult, la cum arată graficul eu zic că mergem săgeată în jos dar vom vedea piața unde se va stabiliza, unde va avea loc un bottom. Dacă ați făcut greșeala să cumpărați acțiunea nucleară electrică când prețul era destul de sus, îmi pare rău de voi, puteți cumpăra acum pentru a face o media prețului, iar chestia asta vă va avantaja destul de mult. Este important să avem răbdare pentru nuclear electrică, pentru că sunt șanse să o vedem la un preț mult mai jos. Încă o dată vă reamintesc: în cazul RomGaz ne-am oprit din această creștere la 42,5, în acest moment suntem la 41,75. Dacă va avea loc chiar o scădere până pe aici, pe la 40 sau pe la 39, eu mă bag din nou în RomGaz, pentru că va urma și dividendul. Iar prețul, când s-a calculat randamentul dividendului de 9%, sper să nu greșesc, era undeva pe la 40 de lei, ceva de genul, iar în cazul în care ar fi la 40, dacă nu greșesc, Randamentul meu, dacă eu cumpăr acum la 40, va fi tot randamentul de 9%. În cazul în care cumpăr acum la 41, 42, randamentul meu nu va mai fi de 9%, va fi un randament mai mic. Despre Transport Trade Service, vă spuneam zilele trecute că sunt șanse să meargă către un preț de 21 de lei, din câte știu, așa au estimat niște analiști, dar uitați că în acest moment ia o mică respingere de la aproximativ 15 lei. Și coboară către 14.6 Vom vedea zilele astea cât de mult poate dura această scădere Pentru că după așa urcare trebuie și o mică scădere Adică este evident Nu putem crește la infinit da. ați văzut aici Am urcat, am scăzut Am urcat, am scăzut Am urcat, am mai scăzut puțin Am urcat, probabil iar scădem puțin Iar după aceea ne vom continua trendul inițial Adică acesta în creștere despre cont pot spune că a început să fac o mișcare laterală între 71 și 73 de lei. Cred că v-am înnebunit cu vom vedea în zilele următoare, dar ăsta este răspunsul la acest lucru, pentru că nu avem de unde să ghicim ce va face compania. Poate să stea aici așa cum a stat aici o bună perioadă de timp. În cazul în care să spunem face o mișcare laterală pentru următoarele săptămâni, este o oportunitate de a cumpăra acțiun la Conpet, iar scăderea aia mult mai agresivă nu pare să vină momentan. Vom vedea și știrile dacă vor spune ceva, dacă vor avea noutăți, dar momentan eu zic că suntem destul de ok pentru Conpet. Acesta este graficul celor de la Purcari, suntem în creștere. Îmi place foarte mult ceea ce văd. haideți să dăm pe o perioadă mai scurtă de timp, de exemplu, o lună. Mergem către 11 lei. Eu v-am spus să cumpărați aici la 8 lei, la 9 lei. Dacă ați făcut chestia asta, felicitări. Dacă n-ați făcut chestia asta și cumpărați acum, nu este o problemă. Mare, mare atenție pentru că nu știu cât va dura această urcare pentru purcari. Poate să fie ceva de moment. Totul este imprevizibil, iar eu de cele mai multe ori nu cumpăr când văd graficul așa, cumpăr când văd graficul Haideți să dăm pe perioada de 3 ani că nu se vede. cum Cumpăr când văd graficul așa, în poziții de genul. Cam atât a fost cu acest videoclip. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut, scrieți în părerea voastră în comentarii. Și până data viitoare, nu rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!